Toți profesorii implicați în examenul de bacalaureat vor fi plătiți. Nu am primit metodologia în conformitate cu care se face plata cadrelor didactice, dar nu este nimic nou, pentru că de fiecare dată modalitățile de plată și, sigur, sumele alocate au sosit după începerea examenului de bacalaureat. Ceea ce trebuie să fie o certitudine este că toate cadrele didactice implicate în examenul de bacalaureat și evaluare națională vor fi plătite. Nu, chiar nu avem nicio informație în legătură cu acest lucru. În momentul în care o să o primim, sigur, prima dată vor ști dascălii și după aceea vor ști și dumneavoastră, sau poate că vei ști vreodată, sau invers, cine știe. Pentru probele de evaluare, nu, că sunt practic activități ale unității de învățământ și îs plătite cadrele didactice în norma didactică, deci consideră activitate inclusă în norma didactică în unitatea de învățământ. Se plătesc activitățile de supraveghere, activitățile de evaluare. Membrii comisiilor, începând de la Comisia Județeană și terminând cu comisiile, mai puțin inspectorii școlari, care au atribuții specifice în virtutea sarcinilor de serviciu.